Adio absențe și note ascunse de ochii părinților. Ministerul Educației va implementa un sistem electronic care va permite fiecărui părinte de elev să vadă în timp real situația școlară a acestuia. În fapt, este vorba despre introducerea catalogului electronic în toate unitățile de învățământ preuniversitar din țară, proiect pentru care autoritățile vor folosi fonduri europene. Ar avea nevoie de cel mult 100 de milioane de euro, astfel încât, pe lângă implementarea acestui sistem, să poată implicit introduce internet în toate unitățile școlare în care sunt activități de predare și să poată concepe o bibliotecă școlară virtuală, în care să fie înmagazinate toate lecțiile demonstrative și toate activitățile educaționale din procesul de învățământ. Pentru punerea în practică acestor proiecte, Ministerul Educației conlucrează cu Ministerul Comunicațiilor. Cele două părți au avut zilele trecute o întâlnire în acest sens, urmând să depună documentația necesară accesării fondurilor la Comisia Europeană.